Mașina nu este un lux, ci un mijloc de transport, spunea un clasic, dar nu toți liderii pieței auto sunt de acord cu el. Acest lucru este confirmat de faptul că ratingurile costului mașinilor nu este mai puțin popular decât ratingul de viteză și siguranță. În 2019, 3 mașini produse sub marca Bugatti au fost plasate în tabelul celor mai scumpe mașini din lume. Oare ce le face atât de scumpe? Haideți să aflăm! În anul 1909, compania a fost fondată de un constructor italian, Ettore Bugatti, care a asamblat prima mașină la vârsta de 17 ani. Fabrica de asamblare a fost plasată în atelierul pentru vopsirea țesăturilor din orașul Melseme, Franța. Compania fabrica mașini sportive pentru curse. În 1987, compania a fost cumpărată de un antreprenor italian. Însă, în 1995, compania a dat faliment. În 1998, compania a fost cumpărată din nou, doar că de data aceasta de Volkswagen. Ea a început să producă hipercaruri nu pentru curse, ci pentru oameni foarte bogați. De exemplu, prețul cele mai puternice mașini din lume produse de companie, adică Bugatti Chiron, variază între 2 și 7 milioane de dolari. Modelul Bugatti Veyron începe de la 3 sau 4 milioane de dolari. Iar supercarul La Voiture Noire a devenit cea mai scumpă mașină din lume, prețul căreia este de 20 de milioane de dolari. Mașina a fost prezentată la începutul anului 2020 în Geneva, unde imediat a fost cumpărată chiar dacă ea va avea drepturi depline abia în 2021-2022. Se știe deja că supercarul va exista doar într-un singur exemplar. Producerea mașinilor ultramoderne are loc pe același teritoriu unde a apărut compania, adică pe teritoriul Saint-Jean. Clădirea istorică din 1857 a fost construită complet pentru asamblarea mașinilor de clasa premium. La primul etaj al castelului au fost amplasate birourile, iar lângă un mic muzeu auto, unde se află 6 mașini Bugatti Royal create în 1926. Dimensiunea clădirii este de doar 75 pe 45 de metri. În interior există o cameră de asamblare, deoarece Bugatti în sine nu produce detaliile mașinii. Compania primește componentele necesare de la furnizorii din toată Europa. Motoarele sunt fabricate de Volkswagen, cutiile de viteză de către inginerii britanici, iar parbrizurile sunt turnate în Elveția. Furnizorii din Germania și Italia produc elementele portante și carcasa mașinii. Michelin produc anvelope unice, capabile să reziste la o viteză de 400 de km la oră. Compania germană Draxim Meyer aprovizionează compania cu necesarul pentru interiorul mașinii, iar Opel Racing este responsabilă de sistemul de frânare. Așadar, în total, compania cooperează cu 10 furnizori și sute de firme mici. Designerul Bugatti creează mașina după cererea clienților, deoarece modelele sunt asamblate la comandă. Pe rafturile atelierului niciodată nu veți vedea piese care așteaptă să fie utilizate. Compania propune 23 de culori de smalți, 8 opțiuni pentru detaliile de exterior, în jur de 30 de culori de piele, 8 tipuri de piele din Alcantara, 30 de modele de cusături, 18 tipuri de covorașe și 11 culori pentru centura de siguranță. Îndată ce clientul se decide cu designul mașinii conform cerințelor sale, vor fi comandate piesele necesare. Așteptarea lor poate dura până la 4 luni, iar procesul de creare a unei mașini precum Bugatti Chiron durează în jur de 6 luni. Asamblarea se efectuează pe 12 standuri separate, iar 20 de ingineri manual asamblează hipercarul din cel puțin 1800 de piese separate. Fiecarei piese îi este atribuit un număr, după care este trimis spre vopsire, care are loc 3 săptămâni. Componentele din fibră de carbon sunt acoperite cu 6 straturi de vopsea, iar celelalte cu 8 straturi. Întregul proces de vopsire este realizat manual, după care se usucă și se lustruiesc separat. Puterea motorului de 8 litri V16 este de 1500 de cai, iar momentul de rotire ajunge până la 1600 de Nm. Unitatea de putere a lui Bugatti Chiron cântărește 627 de kg. La fabrică, motorul trece prin diferite teste care durează 8 ore, după care este montat pe șasiu, la fel ca pe transmisie. Șasiul pentru o singură mașină este asamblat de 3 muncitori. Echipa din 17 muncitori se ocupă de logistică, iar alți 15 specialiști lucrează în departamentul de asigurare a calității mașinii finisate. După ce mașina este gata, urmează din nou evaluarea asamblării ei. Pentru verificarea mașinii la etanșietate, este folosit un sistem special care
care timp de 30 de minute stropește mașina cu apă cu o putere foarte mare. Etapa finală a asamblării constă în montarea interiorului. Apoi mașina manual este acoperită cu o folie transparentă, după care este transportată la 300 de km spre aeroportul Kalmar. Acolo, pe pista de aterizare, sunt efectuate testările la o viteză de 250 de km la oră. După verificare în aeroport, mașina se întoarce la castel unde îi sunt schimbate anvelopele și uleiul, după care sunt efectuate încă 50 de km de probe finale. După toate acestea, muncitorii scot folia transparentă și din nou verifică calitatea vopsirii și lustruirii mașinii și abia după asta supercarul este predat clientului. Bugatti în sine nu este o mașină ieftină, dar nici cumpărătorii nu se grăbesc să economisească la adăugarea obiectelor exclusive. De exemplu, un milionar arab și-a ales un Bugatti Veyron de o culoare galbenă și roți negre. Pe piață, de asemenea, veți putea vedea o versiune albastră, acoperită cu detalii albe și un salon portocaliu, iar cel mai original model al companiei a devenit prima mașină din lume cu elemente de porțelan. 5 piese din salon, emblema pe portbagaj, mijlocul anvelopelor și capacul rezervorului de combustibil au fost fabricate în întregime din porțelan scump, iar în salon, printre scaune, se află un basorelief de elefant. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Voi cum credeți? Prețul mașinii de 20 de milioane de dolari poate provoca alte mărci să creeze o mașină mult mai bună cu un design mult mai original? Scrieți-ne în comentarii. Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci rupeți butonul de like și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Pe curând!